Revolta eșuată din weekend a mercenarilor din grupul privat Wagner în Rusia, condus de Evgeni Prigojin, arată clar că invadarea Ucrainei decisă de Putin a fost o eroare strategică și a scos în evidență fisuri în puterea militară a Moscovei. Sunt comentariile de azi ale secretarului general al NATO și ale șefului diplomației europene. Orice s-ar întâmpla după umilirea lui Putin de către fostul său protejat Prigojin, restul lumii îl vede acum pe președintele rus drept rănit și această percepție contează mai mult decât jocurile de putere care se desfășoară acum la Moscova, comentează experții. The most important conclusion is that the war against Ukraine launched by Putin and the monster that Putin created with the Wagner, the monster is biting him now. The monster is acting against his creator. The political system is showing the fragilities and the military power is cracking. So this is an important consequence of the war in Ukraine. We are monitoring the situation in Russia. The events over the weekend are an internal Russian matter. And yet another demonstration of the big strategic mistake that President Putin made with his legal annexation of Crimea and the war against Ukraine. As Russia continues its assault, it is even more important to continue our support to Ukraine. O criză de 24 de ore a zdruncinat sâmbătă Rusia când șeful mercenarilor Evgeni Prigojin a anunțat că unitățile grupului Wagner au început un marș al dreptății spre Moscova pentru a schimba conducerea militară a țării. Prigojin îi avea în vedere pe ministrul apărării Sergei Shoigu și pe șeful statului major general Valeri Gerasimov, pe care i-a acuzat că au sacrificat mii de bărbați ruși în Ucraina, notează Alger Press. Brusc, sâmbătă seara, Prigojin și Kremlinul au anunțat sfârșitul rebeliunii și retragerea progresivă a trupelor Wagner la bazele lor temporare din Ucraina, în urma unei înțelegeri la care a contribuit și președintele Belarus Alexandru Lukashenko. Kremlinul a anunțat că Prigojin va părăsi Rusia și va pleca în Belarus, evitând astfel să fie urmărit penal. Vladimir Putin a declarat sâmbătă că rebeliunea forțelor de mercenari Wagner amenință însă și existența Rusiei și a promis să o zdrobească. Totuși, de atunci, Putin nu a comentat public evenimentele dramatice sau înțelegerea mediată de președintele Belarus care a dezamorsat criza, scrie Reuters. Experții afirmă că cea mai bună abordare este ca lumea să se aștepte la ce este mai rău, în timp ce se pregătește pentru ce este mai bun. Whatever happens after Vladimir Putin's humiliation at the hand of his former protege Yevgeny Prigozhin, the rest of the world now sees the Russian president as wounded. And that perception matters more than the power games now unfolding in Moscow. The US, Europe and China need to dust off their post-Putin plans. The worst would be a long-drawn battle of different clans fighting for power in Moscow. Chaos at the top would increase uncertainty over Russia's policy, both abroad and domestically. On the diplomatic front, there would be new worries about who controls Russia's atomic weapons. But global powers should also prepare for the best. If any Russian government offers talks on ending the war, for example, they should be ready to gradually, step by step, ease the sanctions that have hit the country since 2014. O analiză publicată de Reuters relevă câteva fapte certe despre omul de afaceri și fondatorul Wagner Group. Evgeni Prigojin, cu limbaj de cartier agresiv, este una dintre cele mai vizibile fețe ale războiului, care a recrutat mii de pușcăriași ruși pentru a lupta pentru Wagner și s-a certat deschis cu Ministerul Rus al Apărării. Prigojin are 62 de ani și este cunoscut de 10 de ani drept bucătarul lui Putin, datorită contractelor de catering ale companiei sale cu Kremlin. Nu este clar cât de prieteni sunt el și Putin, dar se cunosc. Ambii s-au născut și au crescut în Leningrad, acum Sankt Petersburg. După ce a ispășit o lungă pedeapsă cu închisoarea în anii 80, Prigojin a început să vândă hot dog-uri în orașul său natal. Apoi și-a deschis propria companie de restaurante și catering. Anul trecut, Prigojin a recunoscut că a fondat grupul militar privat în 2014, anul în care Rusia a anexat ilegal Crimea de la Ucraina. It's a big question. I mean, you know, yesterday with a giant mutiny and Vladimir Putin called it treason, and today suddenly they all forgiven and he's going to Belarus. Hard to know. Belarus is a small country. Evgeny Prigozhin is a man of
of giant projects, and so it's kind of hard to see what exactly he's going to be doing there. The fact that this deal appears to have given Prigozhin a sort of free pardon to retire into Belarus, and that the Wagner mercenaries will be absorbed into the regular Russian army, is perhaps a surprise. But it's also the reason why I think this saga isn't finally over, because I find it very hard to believe that Prigozhin will have a quiet, peaceful retirement in Belarus. Statele Unite și Uniunea Europeană au impus sancțiuni lui Prigozhin pentru rolul său în Wagner. De asemenea, îl acuză că a finanțat o fermă de troli cunoscută drept Agenția de Cercetare pe Internet, despre care Washingtonul spune că a încercat să influențeze alegerile din America, mai scrie Reuters.